Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și pentru că fiind acolo așa de mult în spate și pentru că vă aud așa de rău, vă rog să veniți mai în față. Avem oameni de ordine aici la poarta cerului. Aceia mari și soliți de la intrare, unde sunt? Vă rog, dați-mi o mână de ajutor. V-ați ascuns, nu mai sunteți pe nicăieri. Ok, știți ce mă bucură pe mine? Faptul că după masa aceasta am microfon și o să mă auziți și acolo în spate. Spun încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu chiar îi mulțumesc Domnului pentru prilejul acesta pe care îl am de a fi împreună cu voi în seara aceasta. Mulțumesc echipei care vă conduce pentru că au aranjat lucrurile în așa fel încât să putem să fim împreună și dacă îmi doresc ceva personal în ziua pe care am trăit-o, pe care o avem, în minutele pe care le mai avem la dispoziție, doresc ca prezența lui Dumnezeu să continue să coboare în inimile noastre. Nu voi face nimic altceva în minutele care îmi stau la dispoziție decât să așez lângă aceste cântări care l-au avut în centru pe Hristos, un mesaj care la fel îl are în centru pe Hristos. Vreau să vă vorbesc, dragilor, în această seară despre un preadolescent. Despre un preadolescent care mie mi-a schimbat inima și unora dintre voi v-a schimbat inima. Este un preadolescent de care este legată mântuirea noastră, bucuria noastră și într-o zi în virtutea promisiunii pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, veșnicia. Spun preadolescent pentru că textul pe care vreau să-l citesc și în centrul căruia este aici este la vârsta de 12 ani. Haideți să deschidem Scripturile, vă rog să rămâneți așezați în Luca, o să citim de la capitolul 2, de la versetul 41 până la versetul 52 inclusiv. Aici cuvântul Domnului spune astfel, citim de la pagina 988, respectiv 989, Luca 2, de la versetul 41, spune așa cuvântul. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștilor. Când a fost el de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. Și mama lui a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El i-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Știu că de un an și ceva în Ucraina este război, știm cu toții țara care a pornit războiul împotriva Ucrainei. Vreau să vă întreb, mă lăsați să vă spun un proverb rusesc. Mulțumesc, Domnul să te binecuvinteze. Mi-a fost de foarte mare ajutor pentru că eram într-o mare dilemă, ce fac dacă se ridica cineva și zicea nu. Dar pentru că la început a fost cuvântul da, vom merge mai departe. Un proverb rusesc, dragilor, spune așa, dacă ai pierdut bogăția, înseamnă că de fapt n-ai pierdut nimic. Dacă ai pierdut sănătatea, înseamnă că ai pierdut jumătate din ceea ce puteai să pierzi. Dar dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, înseamnă că ai pierdut totul. Viața noastră trăită aici pe pământ se consumă între două borne, între naștere și moarte. Dar separat de aceste două borne, vreau să vă spun că viața noastră aici pe pământul acesta se derulează între câștig și pierderi. Toți care suntem aici la părtășie astăzi ne-am născut având, cu alte cuvinte, în noi această dorință întipărită după a câștiga. Noi toți vrem să câștigăm.
Nu ne angajăm de pildă într-un joc de volei sau într-un joc de fotbal dacă nu pornim cu ideea aceasta, la final voi ieși învingător. Niciunul dintre noi nu se angajează la un loc de muncă cu gândul că, știi ce, voi munci 30 de zile, 60 de zile, 3 luni, 4 luni, mai multe luni, dar pe mine nu mă interesează niciun câștig, mă duc așa pro bono la locul de muncă. Apoi Dumnezeu o să poartă de grijă. M-a binecuvântat Dumnezeu cu doi băieți. Acum, sigur că nu-i treaba mea neapărat să le fac reclamă, unul frumos ca maică sau celălalt, vă prindeți voi repede, că voi sunteți precum telefoanele, smart, și mă joc cu ei. Sunt angajat aproape în fiecare zi în tot felul de jocuri. Nu intru în mai multe detalii, înțelegeți voi. Însă credeți-mă, între mine și ei este o diferență totuși. Știați că și astăzi îmi doresc să câștig? Și mai vine soția la mine și mă mai temperează și zice, mă, dar mai lasă-i și pe ei să câștige. Te-ai uitat prea mult la Champions League, mai lasă-i și pe ei acolo să simtă și ei realmente că ies așa victorioși de pe terenul de fotbal. Sigur, terenul de fotbal de cele mai multe ori este livingul. Sigur că mai ajunge câte o minge în tribune și se mai aud vaze, dar asta este, am soție bună, Domnul să o binecuvinteze. Să știți, între cele două borne se consumă viața noastră trăită aici pe pământ, între dorința aceasta de a câștiga, dar din nefericire, există la polul opus și ideea aceasta a pierderii. Și toți care suntem aici în după masa aceasta vrem să câștigăm prieteni, cum vă spuneam deja, ne angajăm pentru că vrem să câștigăm bani și este normal să se întâmple astfel. Vrem să câștigăm aprecierile celor din jur, vrem cu alte cuvinte să câștigăm și chiar există întipărită în mintea noastră o deviză a tuturor românilor, riști și câștigi. Știți care e perioada în care mi-am dat seama că niciodată nu voi fi antreprenor sau, cum vă place vouă să ziceți, businessman? Cam pe la 5 ani de zile. În anul 1994 a venit tatăl meu din Franța și mi-a adus un ceas grozav. Vă dați seama, astăzi lumea este plină de smartwatch-uri, de smartphone-uri, însă în vremea aceea un ceas care oarecum este asemănător așa ca și aspect cu cele pe care le avem astăzi era un fel de revelație. Și atunci, plimbându-mă așa cam cum se plimbă domnișoarele logodite, cu mâna stângă tot așa fluturând prin aer, cineva mi-a văzut la un moment dat ceasul și m-a întrebat așa, auzi, nu vrei să facem schimb? Și am zis, ok, eu îți dau ceasul, tu ce-mi dai? S-ar putea ca exemplul să fie perimat pentru unii dintre voi care realmente sunteți adolescenți, dar când eu am fost adolescent, când eu am fost mic de fapt, pentru că, repet, vorbim despre 5 ani, pe vremea mea, auzi fratelii săi cum vorbesc, pe vremea mea, se cumpărau gume de la magazin, primeai abțibilduri și premiul cel mare, un album, în care, evident, trebuia să lipești toate acele abțibilduri și am avut abțibilduri, știți ce n-am avut? Nu ziceți bani, că întotdeauna nu era rest când mă trimitea mama la cumpărături și primeam gume sau caramele. N-am avut albumul. Și zice băiatul ăsta, fii atent, îmi dai ceasul, îți dau albumul. Vă mărturisesc că n-am stat mult să mă gândesc dacă merită. Eu, naivitatea mea, am dat ceasul repede jos de pe mână, na ceasul, dă-mi albumul, m-am dus acasă plin de bucurie. Nu vă zic ce a urmat, că încă îmi trezește amintiri neplăcute. Și atunci am zis, știi ce, asta nu este pentru mine, sunt chemat la altceva. Și acum, sigur, poate unii dintre dumneavoastră ziceți, bine mă, nu ești antreprenor și te-ai făcut păstor. E, măcar rimează. Dragii mei, pentru că viața este plină de surprize, să știți că și pierdem. Și aici sunteți unii dintre dumneavoastră care ați pierdut. De fapt, iarăși fac apel la unitatea noastră în această dupămasă, de fapt toți, într-un fel sau altul, știm cât de ușor gustul acesta al victoriei se transformă în gustul amar al pierderii. Putem să pierdem sănătatea, putem să ne pierdem proprietățile, putem să ne pierdem prietenii și uneori viața ne duce la graniță cu disperarea, întrebându-ne de multe ori temători, oare ce este dincolo de perdeaua aceasta a deznădejdii?
Însă, probabil v-ați dat seama, nu despre pierderile acestea doresc să vorbesc în această dupămasă, ci despre o pierdere care are legătură cu noi. Este o pierdere care ne va influența nu doar în perspectiva vieții trăite aici pe pământ, ci este o pierdere care ne influențează veșnicia. Da, e adevărat, s-ar putea să pierzi telefonul și pentru că este un model mai vechi, zici, îl declar, nu mă interesează. Oricum, deja se conturează așa o nișă a bucuriei, gândindu-te, bun, l-am pierdut pe ala vechi, o să-mi cumpăr altul nou. Dar când vorbim despre această pierdere, să știți, nu putem rămâne impasibili, nu putem rămâne neutri. Trebuie să fim preocupați de Hristos, pentru că de El este legată viața noastră, veșnicia noastră, de Hristos este legată bucuria trăită aici pe pământ. Și da, mărturisesc un creștinism în care împreună cu Dumnezeu poți fi plin de bucurie. În ciuda tuturor provocărilor care pot să vină, în ciuda tuturor suferințelor care pot să ne dea târcoale și lucrul acesta, da, se întâmplă, există această frumoasă promisiune, împreună cu Dumnezeu putem fi mai mult decât biruitori. Iosif și Maria au pierdut ceva ce foarte mulți oameni au pierdut pe parcurs, de fapt, unii nu l-au avut niciodată. Și față de această pierdere nu poți rămâne pasiv. Nu e o pierdere, cum spuneam deja, pe care să o consideri nulă, pentru că te va costa veșnicia. Va exista un prea târziu pentru toți aceia care astăzi nu constată această pierdere. Unul dintre versetele pe care le-am citit, respectiv versetul 43, spune așa: părinții lui nu au băgat de seamă lucrul acesta. A trecut o zi, două, trei, cum vom vedea puțin mai încolo, și părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Gândindu-mă la drama aceasta pe care cei doi au trăit-o, având în amintire experiența mea în adolescență, vă întreb în seara aceasta, direct, fără anestezie, nu cumva l-ai pierdut pe Iisus? Ba chiar mai grav, a fost vreo perioadă în viața ta în care să-L fi avut pe Iisus? Dacă nu, dragii mei, vestea cea bună care răsună în urechile mele și în urechile tale astăzi este: Dumnezeu este prezent aici. Dumnezeu nu ne cercetează numai prin prisma rugăciunilor, a cântărilor, ci și prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. De aceea mă rog Duhul Sfânt să-L facă viu, prezent și lucrător pe Fiul Lui în inimile noastre. Și El să fie prezent, să ne transforme și să aducă binecuvântare. Constatăm așa de ușor uitarea telefonului acasă, nu? Mi s-a întâmplat zilele trecute. N-am făcut decât câțiva pași de la ușă până spre mașină și automat mi-am dat seama, telefonul nu mai este. Constatăm așa de ușor pierderea portofelului și ne agităm și ne întrebăm, deja derulăm tot felul de scenarii în mintea noastră, buletin, carduri, alte acte care sunt acolo, bani. Ăștia mai noi îi ținem pe car, nu ne îngrijorăm de ei. Dar ce facem, oameni buni, când vine vorba despre această pierdere? Am citit un exemplu pe care Filipienții, un scriitor pe care eu îl îndrăgesc și pe care recunosc, l-am citit și continui să-l citesc. Am citit o întâmplare pe care omul acesta a redat-o într-una din cărțile lui și a povestit drama unui copilaș. Un copilaș undeva aflat tot așa la pragul adolescenței, 15-16 ani de zile, un copil care într-un acces de furie și-a ucis tatăl. Într-una din cărțile lui, în limba română, este relatată povestirea aceasta, nu vă spun în care, sunt vreo 12 traduse în limba română, vă rog să o găsiți. Și spune că într-un acces de furie și-a ucis tatăl. Autoritățile au venit. Pentru tatăl acestui copilaș nu s-a mai putut face absolut nimic și el a fost luat și dus într-un centru de detenție. Prea mic pentru închisoare, luat și dus într-un centru de detenție. Într-una dintre nopți, după câteva zile de la momentul în care a ajuns acolo, cei care erau ocupați cu paza lor, cu asigurarea liniștii, au auzit voci, au auzit zgomote venind din camera în care copilul acesta, adolescentul cu pricina, a fost închis. Și pe măsură ce paznicii s-au apropiat de locul acela, au auzit următoarele cuvinte rostite printre lacrimi și printre durere: îl vreau pe tata înapoi. Îl vreau pe tata
înapoi. Îl vreau pe tata înapoi. Dacă pentru el nu s-a mai putut face nimic, pentru tine se mai poate face ceva. Cunosc strigătul acesta. L-am cunoscut, îl cunosc. Știu ce înseamnă să fii prezent la o astfel de seară de tineret și să spui: Doamne, de azi înainte mă voi ține strâns lipit de Tine, de azi înainte nu mai vreau să păcătuiesc, voi îmbrăca tot ceea ce ține de armura Ta, de armătura aceea pe care o descoper în Efeseni și păcatul niciodată nu mă va mai pune la pământ. Cădem și atunci experimentăm durerea. Experimentăm rușinea și spunem noi, asemeni acestui copilaș, îl vreau pe tata înapoi. Mesajul pe care doresc să vi-l împărtășesc în această dupămasă, l-am așezat sub următorul titlu: cea mai mare pierdere urmată de cel mai mare câștig. Cea mai mare pierdere urmată de cel mai mare câștig. Și vreau, cu alte cuvinte, să trecem prin textul acesta pe care l-am lecturat, să mergem împreună cu Iosif și Maria, să vedem stațiile în care ei s-au oprit, ce s-a întâmplat din clipa în care și-au dat seama Hristos lipsește, până în clipa în care cei doi l-au găsit pe Mântuitorul. Pentru că finalul acestei seri nu trebuie să fie pierderea, nu trebuie să fie deznădejdea, ci bucuria pe care o aduce Dumnezeu, bucuria pe care o aduce Hristos în inimile noastre atunci când fiecare suflet din locul acesta îl găsește pe Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce să faci atunci când îți dai seama că Hristos lipsește? În primul rând, întreabă oamenii care au umblat cu El. Întreabă oamenii care au umblat cu El. Ascultați, vă rog, ce spune versetul 44. L-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Vreau să vă spun că în vremea aceea era ceva normal ca evrei să călătorească în caravane. Era mai sigur pentru ei. Sigur că pentru noi astăzi e ceva destul de înțeles detaliul acesta, din moment ce noi vorbim despre zbor cu avionul, vorbim despre a te duce dintr-o parte într-alta cu mașina sau cu trenuri de mare viteză. În cazul în care v-ați dat seama, sigur, exemplul acesta nu e relevant pentru România, dar ați înțeles ideea. Oamenii circulau atunci în caravane pentru că era mai sigur să se deplaseze dintr-o parte într-alta. Cumva Iosif și Maria în acea vreme l-au încredințat așa pe fiul lor, celorlalți cunoscuți, rudelor: du-te, uite, lipește-te de copilașii aceștia, lipește-te de verișorii tăi, de prietenii tăi și împreună mergem în locul înspre care trebuie să ne ducem. Însă, la un moment dat, Iosif și Maria își dau seama de următorul aspect: Hristos, copilul nostru, nu mai este nicăieri. Ce să facem? Ne ducem în stânga, în dreapta și întrebăm: nu cumva l-ați văzut pe Hristos? Nu știți unde este fiul nostru? Ce trebuie să facem noi atunci când constatăm această pierdere? Să întrebăm pe cei care umblă cu El ce putem face. Nu m-am întors în spate să văd cei care sunteți pentru prima dată aici, dar poate că unii dintre voi sunteți aici pentru că cineva v-a lansat invitația. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bine ați făcut că ați venit, bine ați făcut că sunteți prezenți în locul acesta. Avem această datorie, în schimb, atunci când constatăm această pierdere a Mântuitorului în viața noastră, să întrebăm: ce pot face? Unde este Hristos? Ce pot aduce astfel încât situația pe care o trăiesc să fie puțin diferită? L-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. E așa de ciudat că semnalăm pierderea portofelului la ziar, pierderea unui copil la secția de poliție. Cine este în măsură să ne ajute atunci când recunoaștem că L-am pierdut pe Iisus? Știți cine este în măsură? Oamenii care Îl cunosc pe Dumnezeu. Și v-a binecuvântat Dumnezeu, spun treaba asta și tinerilor de la Biserica Noua Speranță din Zalău, v-a binecuvântat Dumnezeu cu lideri pregătiți, cu înțelepciune, lideri hăruiți realmente de Dumnezeu cu darul acesta al instruirii, al învățării, în sensul bun al cuvântului. Profitați de lucrul acesta, profitați de prezența lor, profitați de disponibilitatea lor. Nu spuneți, vă rog, că nu aveți nevoie de astfel de oameni, pentru că dacă ar fi așa,
Singurătatea n-ar atinge cote alarmante. N-am mai vorbit astăzi, așa cum s-a și menționat la început, despre depresie în rândul tinerilor, despre deznădejde, despre întuneric, despre lipsa chefului de viață. Ce lipsa chefului de viață la 20 de ani? Și atunci, în situațiile acestea, datoria pe care o avem și datoria pe care o aveți este să vă uitați în stânga și în dreapta la cei care îl cunosc pe Dumnezeu și să spuneți: auzi, uite, trăiesc asta, asta și asta. Dă-mi și mie, te rog, o mână de ajutor. Fiți siguri că cei care sunt aici în echipa care conduc lucrarea aceasta nu vor râde de unele falimente, nu vor lua peste picior unele trăiri interioare, personale, emoționale, ci vor duce bagajul acesta pe care îl lăsați în prezența lor înaintea lui Dumnezeu și se vor ruga spunând: Doamne, ajută-mă, te rog, cum să-l ajut pe X, ajută-mă, te rog, ce să fac în dreptul acestei fete care a venit la mine cu problema respectivă. Să vă dea Dumnezeu curaj să acționați în felul acesta. Știați că prietenii sunt cele mai mari binecuvântări primite de la Dumnezeu? Prietenii, oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, sunt în măsură să ne ridice și în același timp sunt în măsură să ne coboare. Cea mai mare nevoie a mea și cea mai mare nevoie a ta este să ne înconjurăm de oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc că a existat o perioadă în ce mă privește, în viața mea, în care m-am crezut mai deștept decât Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în acea situație sunteți și unii dintre voi. Vă credeți mai deștepți decât Dumnezeu. De ce? Pentru că a lui cuvânt zice așa: tovărășiile rele strică. A, deci știți versetul. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dar de câte ori n-am crezut că, Doamne, știi ce? Eu voi fi excepția de la regulă. Nu oameni buni. Dacă Dumnezeu Sfântul a spus tovărășiile rele strică obiceiurile bune, vă provoc, credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt. A existat o scurtă perioadă în viața mea în care am intrat și eu într-un anturaj din acesta greșit. Dar atunci, câțiva ani de zile, puțin la număr, anturajul a fost vinovat pentru prima țigară, pentru primul pahar de alcool, pentru prima năzbâtie spre care privesc acum în urmă și îmi pare rău. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a ferit, așa cum zice cuvântul Domnului, de păcate mari, dar toate acestea au existat. O, ce mult mi-aș dori să dau timpul înapoi și să ajung la vârsta la care sunteți unii dintre dumneavoastră, dintre voi, binecuvântați de Domnul, cu părinți credincioși, cu o lucrare de tineret, cu o biserică în care să puteți veni și să vă închinați Domnului. Dar nu se mai poate. Am fost în câteva slujiri la penitenciare din țară. Și în absolut fiecare ieșire la penitenciar pe care am făcut-o, am auzit la unison următoarea mărturisire. E adevărat, nu din partea tuturor celor care au fost prezenți acolo, dar de fiecare dată din partea unora. Știți care a fost mărturisirea? Sunt aici din cauza prietenilor mei. Sunt aici din cauza anturajului. Sunt aici pentru că într-o zi, ce mult mi-aș dori să o șterg din calendarul vieții mele, cineva mi-a zis: nu vrei să guși cu tare lucru? Și eu am zis: ce rău poate să fac o țigară? Ce rău poate să facă un pahar de alcool? Ce rău poate să facă o distracție din asta care trece dincolo de limita aceasta permisivității lui Dumnezeu? Ce rău poate să facă? Unul singur: creează dependență. Băieții care s-au întors la noi la biserică, care au fost cercetați de Dumnezeu și care au ieșit din lumea asta a drogurilor, mărturisesc la fel la unison, nici unul dintre ei nu s-a dus pentru că așa i-o trecut lui prin cap. Mă duc la colțul străzii, cer și mă descurc de unul singur, nici unul. Toți au fost îndemnați. De aceea, dragilor, vă îndemn în această dupămasă să vă înconjurați de oameni care au umblat cu Dumnezeu, de oameni care umblă cu Dumnezeu. Dacă constatați, dacă sesizați această pierdere, întrebați pe cei care vă ajută, pe cei care vă instruiesc, pe cei care vă slujesc: ce pot să fac astfel încât viața mea să fie realmente transformată? Una din problemele bisericii contemporane este că oamenii nu mai cer ajutor sau îl cer prea târziu.
Vă dau următorul exemplu din Scriptură. 2 Cronici, capitolul 24, cu versetul 1, spune cuvântul așa, este vorba despre Ioas. Spune așa: Ioas a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu în tot timpul vieții preotului Jehoiada. Da, este o altă referință. Jehoiada a fost interesat de viața lui, de familia lui, de propășirea lui. Dar într-o zi se întâmplă o tragedie în viața lui Ioas. Jehoiada iese din peisaj, dispare. Cel scoate din peisaj moartea. 2 Cronici 24 cu 17. După moartea lui Jehoiada, căpetenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului și împăratul i-a ascultat. Știți cu ce-o venit? Cu tot felul de gânduri rele. Ioas, gata, schimbăm, reformă, dar nu din aceea bună cu care suntem obișnuiți. Câte vreme Jehoiada a rămas în viață și prin el, în cel privește pe Ioas, a venit lumina lui Dumnezeu. Ioas a rămas acolo pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Dar câte vreme Jehoiada a dispărut din peisaj, Ioas a plecat urechea, căpetenile lui Iuda au venit și totul, dar absolut totul, s-a ruinat. Caută prieteni care să te îndemne spre Dumnezeu. Înconjoară-te de oameni care să te cheme la biserică, la repetiții, la seri de rugăciune. S-ar putea ca la vârsta aceasta să crezi, exagerează, noi avem o viață. Va veni ziua în care vei privi în urmă și îți va da Dumnezeu puterea să faci următoarea mărturisire. Ceea ce m-a ținut în picioare a fost anturajul de prieteni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Frații aceia care m-au chemat spre rugăciune, spre biserică, cu care m-am dus la stăruință și așa mai departe. Domnul să te binecuvinteze în direcția asta. Cea mai mare pierdere urmată de cel mai mare câștig. Ce trebuie să faci în primul rând? Întreabă oamenii care au umblat cu el. Mergem un pas mai departe, oprește-te din direcția în care mergi. Ascultați-vă rog ce spune versetul 45. S-au întors în Ierusalim să-l caute. E prea puțin să stai de vorbă cu unul sau altul, fie că vorbim inclusiv despre oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, trebuie să te oprești. Știți că toți care suntem în seara asta în locul acesta știm că drogurile nu sunt bune? Că alcoolul nu este bun, că imoralitatea nu este pe placul lui Dumnezeu. Toți știm treaba asta. Nu-i adolescent, nu-i tânăr, nu-i om aflat în floarea vârstei care să nu știe detaliile acestea. Și totuși, unii continuă să meargă înainte. Însă ne vorbește Dumnezeu astăzi și spune așa: oprește-te din direcția spre care mergi. Și nu-mi trebuie multe versete din Biblie, nu-mi trebuie multe argumente, nu trebuie să vă dau multe ilustrații, să știți că am dreptate atunci când spun că unii oameni înțeleg că direcția spre care se îndreaptă este o direcție care duce departe de Dumnezeu, spre iad, și totuși merg. De ce? Pentru că trăim de multe ori cu impresia că la Dumnezeu merge și așa. Trăim de multe ori cu impresia că, lasă Dumnezeu și pe mine în cele din urmă. După ce Iosif și Maria și-au dat seama că Iisus lipsește, nu doar că au întrebat în stânga și în dreapta unde este El, s-au oprit din direcția în care au mers. Știați că destinația omului fixată de Dumnezeu este cerul? Fiecare om se naște cu un fel de GPS interior și Dumnezeu, în clipa în care ne-am născut, ne-a fixat destinația. Știi care e destinația ta? Știi care? Nu te gândi la concediul de anul viitor. Nu te gândi la nu știu ce insulă exotică. Știi care e destinația pe care Dumnezeu ți-a fixat-o în momentul în care te-ai născut? Cerul. Cerul. Trebuie să facem totul astfel încât să ajungem acolo. Spun Domnul să ne ajute. Cu cât înaintăm în viața asta mai mult fără Hristos, cu atât trebuie să mergem mai mult în spate. Și țineți cont, vă rog, de următorul detaliu. Înaintarea în viață nu-și are rostul dacă nu ești în compania Mântuitorului. Spune Proverbe, capitolul 14, versetul 12, așa: multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Va exista la un moment dat un prea târziu să mai schimbi ceva. Și știți ce mă doare?
Da, s-ar putea, sunt conștient, ca adevărurile acestea pe care le-am spus acum să fie puțin așa mai dure, mai tăioase, dar le spun în forma aceasta, dragii mei, ca să înțelegem că nu ne putem juca cu Dumnezeu. Că trebuie să-L tratăm pe Dumnezeu cu seriozitate, că trebuie să îmbrățișăm tot ceea ce spune cuvântul Lui. Mulți dintre noi am creonat o teologie după ureche, crezând, cum afirmam anterior, că la Dumnezeu merge și așa. Nu merge și așa. Părinții voștri nu acceptă un instalator de mâna a doua acasă. Nu acceptă cineva care să le renoveze apartamentul de mâna a treia. Întotdeauna îl căutăm pe cel mai bun, pe cel mai bun, pentru că vrem calitate. La fel stau lucrurile când vine vorba despre noi în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea cei mai buni pentru noi, dar cei mai buni pentru noi se face doar atâta timp cât rămânem într-o relație strânsă cu El. Spunea cineva așa, probabil nu există rău mai mare decât să ajungi în vârful scării și să descoperi că ai proptit-o de peretele de care nu trebuia. Ajungi la finalul vieții și îți dai seama că peretele n-a fost bun. Există o stâncă. Stânca este Hristos, Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. La finalul praznicului, Iosif și Maria trebuiau să meargă acasă. Acasă este locul după care tânjim. Pentru acasă facem totul sau trebuie să facem totul. Eu, fiind din Zalău, astăzi, aflându-mă aici cu voi, la plecare știți unde mă voi duce? Acasă. Pentru că adresa sufletului nostru nu este cea trecută în buletin, care e adevărat și necesar. Poate duce spre un apartament frumos, spre o casă drăguță și generoasă. Dar pentru suflet, adresa este locul pe care l-a creat Dumnezeu pentru noi. Dragule, te întreb cu responsabilitate. Gândește-te, e între tine și Dumnezeu, spre ce te îndrepți astăzi. Știu că mirajul acesta al autostrăzilor ne dă târcoale și noi și vrem drumuri generoase, mari, cu benzi late și așa mai departe. O, Doamne, îngăduie-ne și nouă să circulăm pe ele. Dar știți că din punct de vedere spiritual, drumul de tip autostradă este un drum care nu duce spre Dumnezeu? Creștinismul vorbește despre cărare, despre un drum din acesta pe care zice că nu sunt mulți. Și mă doare, vă spun sincer, să văd oamenii astăzi aflați spre drumul succesului financiar, ignorându-L total pe Dumnezeu, pe drumul succesului personal, ignorându-L total pe Dumnezeu, pe drumul succesului relațional, ignorându-L total pe Dumnezeu, uitând că Hristos poate fi împlinirea tuturor nevoilor care sunt în viața noastră. De aceea, dragul meu, îți spun, oprește-te din direcția spre care mergi. Dacă drumul pe care te afli este un drum bun, dacă ai siguranța și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți dă certitudinea că pașii pe care îi faci în fiecare zi pe drumul acesta, într-o zi, îți vor deschide ușa împărăției lui Dumnezeu, Domnul să te binecuvinteze, du-te înainte cu elan și cu entuziasm. Dar dacă știi și știm că drumul acesta nu este cel bun, Dumnezeu să ne oprească în această seară. Dumnezeu poate până în prezent ți-a pus tot felul de obstacole și ai crezut că ești la 400 de metri garduri și trebuie să sari peste ele. Ia mai oprește-te din când în când să te întreb dacă drumul pe care te afli este drumul cel bun. Nu mai sări peste aceste obstacole, poate e modul prin care Dumnezeu îți vorbește și spune oprește-te, reconfigurare traseu, du-te pe altă parte, nu-i bună înaintarea. Haideți să mergem un pas mai departe. Întreabă oamenii care au umblat cu El, oprește-te din direcția spre care mergi și ascultați. Înaintează în ciuda obstacolelor întâlnite, dar atenție, asta după ce te-ai oprit din direcția spre care ai mers, după ce ai înțeles care este drumul cel bun. Înaintează în ciuda obstacolelor întâlnite. Spune versetul 46 așa. După 3 zile, L-au găsit. Voi sunteți prea tineri să vă întreb dacă v-ați pierdut vreodată copiii. Sper să nu aveți niciodată experiența aceasta.
E crunt să-ți pierzi copilul. Și totuși, Iosif și Maria l-au pierdut pe Iisus. Numai cei care și-au pierdut vreodată copilul cunosc sentimentul care te încearcă atunci. Această relatare însă este cu happy end. Până să-l găsească totuși, permiteți-mi vă rog următoarea întrebare. Care a fost oare starea de spirit a celor doi? Gândiți-vă, 3 zile, 1, 2, 3, Iosif și Maria n-au știut absolut nimic despre Hristos. Cum au trecut oare nopțile pentru cei doi? Cum au trecut oare orele pentru cei doi? Cât de cruntă trebuie să fi fost disperarea celor doi? Maria se îndreaptă spre Iosif și spune: dragule, l-am pierdut pe Iisus, ceea ce s-a conturat la început ca visul lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce s-a conturat la început ca într-adevăr un miracol din partea lui Dumnezeu. Acum nu mai este, totul a dispărut. Unde este Hristos? Timpul și distanța au fost 2 obstacole pentru Iosif și Maria. În absența internetului, fără posibilitatea de a-i urmări telefonul, privați de șansa unor știri care se circule rapid, de share-uiri pe Facebook, au trecut 3 zile până să-l găsească. Distanța dintre cele două localități a fost de 140 de kilometri, Ierusalim și Nazaret, distanță parcursă cu lacrimi și durere, strigăte de disperare, deznădejde i-au invadat pe cei doi. Însă știți ce îmi place la ei? Că au mers înainte cu lacrimi în ochi, cu durere în inimă, sfâșiați și prăbușiți poate de această disperare, de această negăsire a Mântuitorului. Cei doi merg înainte și spun: Doamne Dumnezeule, noi vrem să-L găsim pe cel pe care ni l-ai dat. Nu știu obstacolele care îți stau înainte. Știu că nu toți care sunteți în seara asta aici veniți din familii care îl cunosc pe Dumnezeu. Știu că s-ar putea ca unii dintre voi să dați răspunsuri la întrebarea: unde ai fost în seara asta? Știu că poate vă duceți acasă speriați și îngroziți de imaginea tatălui sau de imaginea mamei care poate vă așteaptă cu întrebarea pregătită: unde ai fost? Te-ai dus la biserică? De ce din moment ce eu ți-am zis să nu te duci? În generația mea au fost astfel de tineri. Anul acesta am participat la o nuntă în care nu am înțeles de ce, pe primul rând, un bărbat și o femeie se uită așa de urât și de sfidător spre cei care cântă, spre cei care predică. Și am primit răspunsul la terminarea slujbei: cei doi pe care i-ai văzut sunt părinții lui și toată viața s-au împotrivit venirii la biserică, alăturării lui acestei biserici, întoarcerii lui la Dumnezeu. Au trecut minutele, am intrat în vorbă cu altă familie și am zis: auzi, pe voi vă cunosc, dar ce treabă pe la nunta asta? Pentru că, din câte știu, nu sunteți nici neamuri, nu sunteți... păi el a stat la noi vreo 2 ani de zile. Cum adică a stat la voi din moment ce... stai un pic. Părinții lui au ajuns până acolo încât să îi spună: du-te. Noi nu mai vrem să avem de-a face cu tine. Ai ales drumul ăsta, pocăiții să-ți dea casă și masă. Și știți care e vestea bună? Că în astfel de situații sunt într-adevăr oamenii lui Dumnezeu care dau casă și masă. Nu știu care sunt obstacolele care îți stau înainte. E așa de dureros atunci când piatra de potignire vine din partea familiei. Dar Hristosul este cea mai mare comoară pe care trebuie să o căutăm, să o găsim și să o prețuim pentru tot restul vieții noastre. Dumnezeu să ne ajute în direcția aceasta. Nu s-au consolat cu gândul că l-au pierdut, ci au vrut să-l găsească și l-au găsit. Și și-au găsit liniștea doar în momentul acela. O să vă citesc un verset, Evrei, capitolul 10, versetul 38. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Știți care este un cuvânt care nu se găsește în vocabularul oamenilor de afaceri?
oamenilor de succes, verbul a renunța. Ăștia chiar nu renunță niciodată. Nu ăia ca și mine de care v-am vorbit la început, ci ăia care într-adevăr sunt din naștere oameni, businessmeni. Ăștia niciodată nu renunță. Dacă dau kicks pe o parte, mai inventează ei ceva. Dacă dau greș a doua oară, se mai gândesc ei la ceva și merg cumva ca un buldozer, trec prin toate stâncile care se ridică în fața lor și o scot în cele din urmă la capăt. Ei, dragii mei, cam așa ar trebui să facem și noi, să ne dea Dumnezeu putere în direcția aceasta. Sunt mulți oameni care la început au fost priviți într-un fel, Thomas Edison, Van Gogh, alții și alții care au fost hăituiți de alții, care au fost priviți cu suspiciune, dar oamenii aceștia au înțeles, bă, pe mine nu mă interesează ce ziceți voi, eu vreau să o scot la capăt, vreau să mă duc până la capăt, pentru că știu că în inima mea este ceva ce voi nu puteți înțelege și în inima voastră nu se găsește. Ei, când vine vorba despre judecarea acestor lucruri, din perspectivă spirituală, vreau să vă spun că în fiecare dintre noi, Dumnezeu Sfântul a lăsat gândul acesta al veșniciei, lăsați-l să iasă la suprafață, lăsați ca în urechile voastre să șoptească Dumnezeu mesajul care a fost spus deja astăzi, da, te iubesc, ai preț în ochii mei, și apoi înțelegând valoarea acestor lucruri, împreună să mergem la capăt. Doamne, dă-ne putere și fii cu noi pe drumul acesta. Pentru că toate astea, să știți, chiar dacă sunt, pot să dureze o perioadă, dar vine ziua în care Dumnezeu va schimba lucrurile. Al patrulea gând cu care voi încheia astăzi este următorul. Caută-l în casa lui Dumnezeu, spune versetul 4-6. L-au găsit în templu, în mijlocul învățătorilor. Sunt multe locuri frumoase pe pământ. Am vizitat tot felul de case memoriale, am vizitat tot felul de clădiri cu încărcătură istorică, tot felul de zone, am văzut tot felul de peisaje, dar vreau să vă spun ceva. Există un loc care le întrece pe toate acestea în frumusețe. Este Biserica lui Dumnezeu. Este locul acesta al părtășiei. S-ar putea ca ceea ce spun acum să n-aibă nicio relevanță pentru unii dintre voi. Dar vine ziua în care veți ajunge în viață și poate între ciocan și nicovală fiind, sub povara unor greutăți, a unor apăsări care să aducă disperare și deznădejde, o să vină momentul în care va trebui să vă îndreptați cu fața spre un loc în care să-L căutați pe Dumnezeu. Nu va fi nici mall-ul, nu va fi nici piața de mașini, nu va fi nici terenul unde mergem și nu-i neapărat greșit că facem asta pentru a ne simți bine, pentru a petrece timp de calitate unii cu ceilalți. În ziua aceea, locul spre care îți vei îndrepta atenția va fi casa lui Dumnezeu. Nu vreau să intru într alte detalii, dar credeți-mă, am trecut prin multe în viața asta. Îi spuneam fratelui Elisei că pentru mine n-a fost o provocare slujirea până în momentul de față. La mine Dumnezeu, așa de când am intrat în slujire și până în prezent, a creat așa un culoar de care m-am bucurat până în prezent. Oh, dar au fost așa de multe provocări la nivelul familiei, la nivelul copiilor, la nivel personal, nu mai departe de anul trecut, când a trebuit să stau și să-mi fac bine socotelile întrebând, Doamne, cu mine ce se va întâmpla? Și în astfel de momente, locul spre care îți îndrepți toată atenția este casa lui Dumnezeu, este Biserica lui Hristos. Știți de ce? Pentru că aici locuiește Dumnezeu. Pentru că aici este prezent Iisus Hristos. De aceea, ori de câte ori venim aici, dragii mei, ar trebui să fim îmbrăcați cu sfială. Ar trebui să fim îmbrăcați cu reverență. Dincolo de chipul celui pe care îl vezi, există un chip invizibil, o prezență pe care o simți la închinare, la rugăciune, în timpul predicării, este prezența lui Hristos, lăudat să fie numele Lui.
Spune versetul 4-7, toți cei care l-auzeau acolo în templu unde a fost Hristos rămâneau uimiți de priceperea și de răspunsurile Lui. Există un loc în care Dumnezeu vorbește, există un loc în care Hristos își face simțită prezența, există un loc în care Hristos vine cu răspunsuri la întrebările tale, la frământările tale, este biserica Lui. Și m-am dus cu frământări la biserică. Și m-am dus cu întrebări la biserică. Și m-am dus de multe ori cu inima făcută cioburi. Dar Hristos n-a luat fărașul, n-a luat mătura, să le strâng așa pe toate și să le arunci așa în vânt, spunând, nu se mai poate face nimic. Permiteți-mi imaginea. S-a plecat spre acea grămadă de cioburi și cu atenție a luat fiecare bucățică în parte, fiecare bucățică în parte și cu răbdare și cu iubire. Le-a pus pe toate la loc. Eu n-am răbdarea să fac asta. Dar El a procedat în felul acesta. Și a făcut iară să fie ceea ce a fost înainte de a se sparge. Și nu știu cum a reușit El, ținând în mâinile Lui obiectul acesta numit viața mea, viața ta. Dar după ce și-a pus mâinile peste mine, după ce și-a pus mâinile peste tine, a dat iarăși valoare. Și de aceea stau înaintea voastră spunându-vă astăzi, merită să trăiești împreună cu Dumnezeu. Merită. Tot ceea ce ține de plăcerea acestei lumi este ceva efemer și trecător. Dar există ceva ce se lipește de inima ta și nu te mai lasă să fii așa cum ai fost. Este Hristosul. Lăudat să fie numele Lui. Versetul 49. După ce Iosif și Maria în cele din urmă îl găsesc pe Iisus în templu, ascultați întrebarea Mântuitorului. Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Există, dragii mei, aici un imperativ. Trebuie să fiu în casa Tatălui meu. Trebuie să fii în casa Tatălui. Și vestea bună pe care vă aduc în această dupămasă este, noi suntem în biserică, suntem în locul prezenței lui Dumnezeu. Cea mai mare pierdere este să nu-L ai pe Hristos. Cel mai mare câștig nu este să trăiești ziua în care să primești telefon că a venit precomanda, nu. Cea mai mare binecuvântare este să trăiești clipa în care în inima ta să coboare Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul. Și dacă îmi dorești ceva pentru mine și dacă îmi dorești ceva pentru tine astăzi, este în inimile noastre, în momentele următoare, să coboare Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Este cel mai mare câștig. E câștigul care îți va schimba viața, este câștigul care îți va schimba perspectiva, este câștigul care va schimba destinația noastră, nu doar aici pe pământ împreună cu Dumnezeu, ci o veșnicie întreagă împreună cu El. Oh, abia aștept ziua aceea. Ce trebuie să faci? Întreabă oamenii care au umblat cu El. Sunt aici oameni purtători de Dumnezeu. Sunt aici oameni în inima cărora este prezent Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Întreabă-L, întreabă ce trebuie să fac să fiu și eu mântuit, ce trebuie să fac astfel încât ca în inima mea să fie prezent Cel care este în inima ta, Cel care ți-a cucerit inima și pe care îl slujești cu atâta scumpătate. Oprește-te din direcția în care mergi. Dacă nu-i direcția bună, oprește-te din direcția spre care mergi. Lasă ca Dumnezeu să-ți vorbească încă o dată, auzi încă o dată șoapta Duhului care poate de luni de zile, de ani de zile îți șoptește reconfigurare traseu și te întorci la destinația inițială, reconfigurare traseu și iarăși te întorci. Nu! Lăsați ca Dumnezeu să seteze încă o dată pe GPS-ul vieții voastre următoare destinație, cerul, împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să iei hotărârea. Doamne, vreau să merg împreună cu Tine. Sunt obstacole? Sunt.
Sunt provocări? Sunt. Dar știți care e vestea bună? Că nu trebuie să le faci față de unul singur. Dumnezeu în noi, nădejdea slavei. Emanuel, Dumnezeu împreună cu noi. Și vor fi momente atât de grele și atât de provocatoare, apăsătoare, în care vei trăi cu impresia, bă, da, stai un pic, atâta de tare sunt? Nu. N-ai fost tu, a fost El. Unde ai fost? În mâna Lui. Acolo ai fost, în mâna Lui Dumnezeu. Unde poți să-L cauți? Unde poți să începi această căutare? Ești în locul potrivit, la momentul potrivit, în casa lui Dumnezeu. A fost o zi în care, în ce mă privește, Dumnezeu, în Biserica Noua Speranță din Zalău, mi-a schimbat viața, mi-a transformat viața. Îi dau slavă de atunci. Mă bucur că pot să merg împreună cu El prin această viață și credeți-mă, chiar dacă se vorbește despre război, chiar dacă se vorbește despre criză, chiar dacă se vorbește despre altele și altele care vor veni peste noi, știți de ce stau liniștit? Nu vă uitați spre mine crezând că sunt cineva, nu sunt. Dar stau liniștit pentru că știu că înaintea mea e Dumnezeu și că toate intemperiile acestea ale vieții, înainte să mă lovească pe mine, dau în El. Și stau la adăpost și stau protejat și mă duc înainte, pe urmele pașilor Lui sunt fixate picioarele mele în fiecare zi. Să-ți dea Dumnezeu putere să acționezi în consecință, să-ți dea Dumnezeu putere să iei decizia pe care trebuie să o iei. Haideți să stăm ridicați ca să și încheiem cu rugăciune. Haideți să stăm ridicați ca să stăm și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm, dragilor, vreau să ne rugăm și n-am nicio îndoială, știu că Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta. Știu că Dumnezeu ți-a spus încă o dată care sunt schimbările pe care trebuie să le faci, care sunt ajustările pe care trebuie să le faci. Știu că s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să înaintați de unii singuri pe drumul acesta al vieții. Vă întreb, unde-i Hristos în toată povestea asta? Unde-i Hristos? E prea puțin să fie în viața părinților, e prea puțin să fie în viața bunicilor, e prea puțin să fie în viața fraților. Da, într-un fel ajută, pentru că ei pot să fie oamenii aceia spre care să ne îndreptăm atenția și să cerem ajutor. Dar Hristos trebuie să fie în viața mea, Hristos trebuie să fie în viața ta. De aceea, Hristos nu-i mai departe de următoarea decizie. Doamne, coboară în inima și în viața mea. Cea mai mare pierdere a vieții este să trăiești fără de Dumnezeu, să trăiești fără de Hristos. Și sunt convins și conștient că aceste cuvinte te vor urmări. Sunt conștient că în aceeași măsură va veni diavolul și va zice, nu astăzi, mai e vreme, mai încolo, mai încolo, nu mai încolo, dragilor, astăzi. Astăzi vă chem să ne rugăm și să-i spunem Domnului, Doamne, am călătorit singur atâta vreme, Doamne, singurătatea e la cote maxime, Doamne, emoțional sunt praf, Doamne, lăuntric, nu mai vorbesc, Doamne, de azi înainte vino, pășește împreună cu mine, Doamne, creează poduri peste toate prăpastile vieții mele și te rog, fii împreună cu mine, însoțește-mă pe drumul acesta, unde-i Hristos? Așa de mult mi-aș dori să ai puterea să spui, Hristos e lângă mine. Hristos e în inima mea. Hristos e chiar aici, îl simt, îl simt. În fiecare dimineață vorbesc cu El. Vin la biserică împreună cu El, vin, plec împreună cu El. Cel mai mare câștig este El în viața ta. Este El în inima ta. N-ai vrea să-L duci acasă? N-ai vrea să-L duci poate chiar părinților tăi care nu-L cunosc, care sunt departe, care îți asigură un climat de care până și Dumnezeu se ferește. Du-L pe Dumnezeu acolo, ia-L cu tine. Cea mai mare pierdere urmată de cel mai mare câștig. Mă rog, Hristosul care e prezent aici, să fie prezent în inimile noastre. Și nu uitați, împreună cu El,
o viață în care să fim învingători, o viață în care să fim mai mult decât biruitori. Vă chem să ne rugăm, vă chem, dragii mei, să facem rugăciunea căutării. E rugăciunea în care pornești în căutarea Lui, nu-L căuta departe, e lângă tine. Întinde inima spre El și prin credință îl atingi. Deschide ochii spre El și prin credință îl vezi. Se apropie de tine și aduce mângâiere, transformare. Îi prezent aici, lăudat să fie numele Lui. Ia-L cu tine, lasă-L în inima ta. Ne rugăm împreună Domnului.